Miercuri, sala sporturilor a găzduit meciul de volei dintre CSM Târgoviște și CSM București. Rezultatul final al acestei confruntări a fost înfrângerea pentru echipa dâmbovițeană. Antrenorul Alexandru Iuhas se aștepta la acest lucru, bucureștencele fiind foarte puternice și mai ales pentru că în această iarnă echipa din capitală și-a întărit considerabil lotul. Eu încă de la început am spus la toată lumea că astăzi vom avea un meci foarte greu, mai ales că în perioada de iarnă CSM București s-a întărit foarte mult și s-a și văzut astăzi. Normal, mă așteptam la un meci așa de greu, dar nu mă așteptam să pierd 3. Sincer să spun, nu mă așteptam să pierd 3-0. Asta este. Am avut mare încredere în fete că vor juca face un meci bun, în sensul că din punctul de vedere al pregătirii ele s-au pregătit foarte bine, atmosfera a fost bună, dar din fericire n-am reușit să fructificăm pregătirea pe care am făcut-o pentru meciul de astăzi. Principala problemă a echipei a fost atacul foarte slab pe extreme, conform spuselor antrenorului. Vedeți, la ora actuală, pentru mine, asta este valoarea echipei. Sigur, mi-a lipsit ceea ce aș fi vrut în asta iarnă să fac, să îmi mai aduc o extremă. Atacurile pe extrem, asta mi-a lipsit mie astăzi. Târgoviștea a fost învinsă fără drept de apel cu scorul de 3-0. Accidentările jucătoarelor din ultima perioadă și-au spus cuvântul în meciul cu CSM București. Din nefericire, pe finalul de meci, de set, mi s-a terminat și time-out-urile, mi s-au terminat și toate schimbările și n-am mai putut să ajut cu ceva echipă. S-a văzut că deocamdată, toată săptămâna trecută, Cristina a fost bolnavă și acum s-a văzut că n-a mai rezistat. Am avut probleme medicale și cu Irina Horeică și s-a văzut acest aspect. Edilul municipiului Gabriel Boriga, precum și viceprimarul Ciprian Prisăcaru, a fost alături de CSM Târgoviște, susținând echipa până la final. De asemenea, în tribune s-a aflat și o invitată specială, fosta gimnastă de talie mondială, Corina Ungureanu.